Dacă vrei să faci tu peste 50 de dolari pe zi pe YouTube Shorts sau pe TikTok, urmărește acest videoclip până la capăt, deoarece îți voi oferi două idei prin care poți să faci bani pe TikTok sau pe YouTube Shorts și nu vorbim de monetizarea de pe YouTube și nici despre acele live-uri penibile pe care lumea le face pe TikTok. Vorbim astăzi despre două metode inedite pe care probabil nu le-ați mai auzit până acum. În primul rând, o să ne uităm la contul acesta de TikTok pe care îl vedeți în momentul de față pe ecran, care promovează anumite produse de pe Amazon. Ce a făcut acest cont de TikTok este să își facă un website, probabil și-a făcut un site pe Wix sau pe Shopify sau pe o altă platformă în care postează anumite produse. Însă când ai click pe acel produs, te duce direct pe Amazon. Iar el și-a făcut un cont pe Amazon Associates, acolo unde vei câștiga bani în affiliate. Practic, de fiecare dată când cineva cumpără un produs, tu vei câștiga un comision. Și după cum vedeți, acest cont de TikTok are un număr foarte, foarte mare de vizualizări. Gândiți-vă că în momentul de față, TikTok ne spune că rata de conversie este de aproximativ 3,4%, adică 3% din oamenii care au văzut videoclipurile vor converti. Însă, din punctul meu de vedere, 3% este o rată foarte mare, consider că este una mult mai mică, cred că sub 1%. Dar nu asta este important. Gândiți-vă că și voi puteți să faceți lucrul acesta. De multe ori, videoclipurile pe care acest utilizator le postează la el sunt doar cu voiceover. Practic, găsește videoclipurile pe YouTube sau pe pagina produsului, iar mai apoi el doar face un voiceover, postează acel videoclip pe TikTok, iar dacă are norocul să atragă multe vizualizări, automat el va face bani din linkurile de afiliat. Însă, problema la linkurile de afiliat este că de multe ori vei câștiga comisioane mici, între 2 și 10%, să zicem. Cum ar fi să câștigi toți banii, să-ți rămână toți banii ție? Ei bine, hai să-ți dau o idee foarte tare. Acum ceva timp am discutat aici pe canal despre cum poți să postezi e-book-uri pe Etsy. Ei bine, pentru a face lucrul acesta vei avea nevoie de ChatGPT și de un cont de seller pe Etsy. Este destul de simplu să-ți faci un cont de seller pe Etsy și este destul de simplu să scrii un e-book cu ChatGPT. Însă ChatGPT nu va vrea să scrie un e-book încă de la început, va trebui să-i spui să îți scrie capitolele, apoi să dezvolte capitolele și tot așa. Însă nu vreau să te plictisesc, deoarece am făcut un videoclip dedicat despre acest subiect, despre cum poți să scrii o carte cu ajutorul lui ChatGPT. Astfel o să-ți las link în descriere ca să vezi mai multe detalii despre cum poți să faci lucrul acesta. Dar hai să vedem cum poți să faci bani cu această metodă. Ei bine, cu această metodă vei face bani cu ajutorul videoclipurilor motivaționale. Va trebui să intri pe YouTube să cauți videoclipuri motivaționale, videoclipuri lungi în general, și să selectezi cele mai importante părți din acel videoclip. Selectează mai multe părți de 15, 30 sau chiar 1 minut și după aceea le vei posta pe TikTok și pe YouTube Shorts. Poți face lucrul acesta downloadând videoclipurile și apoi editându-le cu un program gratuit sau poți folosi Flixer, de exemplu, pentru a le copia direct de pe YouTube și pentru a tăia acele părți. Indiferent ce program folosești, trebuie să înțelegi că va trebui să postezi cât mai multe videoclipuri calitative, videoclipuri care atrag multe vizualizări, dar în același timp și cantitate. Pentru că cu cât vei posta mai mult, cu atât vei avea mai multe vizualizări și cu atât vei avea șanse mai mari să-ți vinzi primul tău e-book. Iar pentru că vorbim de nișa aceasta motivațională, este foarte important ca acea carte pe care tu o vei scrie cu ajutorul lui ChatGPT să aibă legătură cu nișa aceasta de motivație. Fie că vorbim de bani, de succes, de cum să devii mai bun, cum să te organizezi sau lucruri de genul. Dacă vei face lucrul acesta, gândiți-vă că sunt foarte mulți oameni care vor fi atrași de videoclipurile voastre, iar atunci când vor da click pe linkul din descriere, vor fi duși pe pagina de la Etsy. Gândiți-vă că odată ce postezi cartea de la Etsy, nu mai trebuie să faci nimic. Când cineva cumpără acea carte, o primește pe e-mail în format PDF, iar tu primești banii în cont, în contul tău de PayPal. În cazul în care nu ai cont de PayPal, poți să folosești și un cont bancar. Gândiți-vă că dacă veți pune la vânzare acel e-book cu 5 dolari și dacă veți avea doar 10 persoane care să descarce acea carte, voi veți face 50 de dolari în fiecare zi. Iar acest venit poate deveni pasiv la un moment dat, deoarece voi nu trebuie să mai faceți nimic decât să postați acele videoclipuri, iar în timp acele videoclipuri vor atrage din ce în ce mai mulți oameni care să vă descarce cartea. Acestea sunt doar două idei prin care puteți să faceți bani pe TikTok, însă îți sugerez să te abonezi pentru că pe viitor voi posta și mai multe idei prin care poți să faci bani pe TikTok, YouTube Short și multe alte platforme. Numele meu a fost Oli, iar până data viitoare te salut, mai bine, ciao!